Ionel Ciunt, membru al PSD, a fost ales primar al municipiului Zalău în 5 iunie de peste 8.000 de alegători. Astăzi, Ciunt și consilierii locali au depus jurământul cu mâna pe Biblie. Socialdemocratul Ionel Ciunt a fost investit în funcția de primar în cadrul ședinței de constituire. Pe ordinea de zi a ședinței a fost și adoptarea hotărârii privind rezultatul validării mandatelor consilierilor locali. Ulterior, consilierii au depus pe rând jurământul cu mâna pe Biblie. După jurămintele depuse de către consilierii locali, a venit rândul lui Ionel Ciunt să depună jurământul de credință. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce sper puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Zalău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Cei 21 de consilieri au supus apoi la vot ocuparea posturilor de viceprimari ai Zalăului, revenindu-le lui Bălăjel Teodor și Faza Caș Nicolae. Se adoptă în continuare hotărârea privind alegerea viceprimarilor municipiului Zalău. Bălăjel Teodor și Faza Caș. Ședința s-a terminat în aplauze, felicitări și zâmbete. Aleșii vor reprezenta municipiul Zalău pentru următorii 4 ani.